acasă astăzi, dragii noștri, în satul 2, Toraiul Năfălești. Vă surprinde la tine acasă, eu, Olesia Palade. Am astăzi o destinație spre o persoană deosebită, care este astăzi Cătălin din satul 2. Venim aici la o vârstă frumoasă de 16 ani să-l felicităm, să spunem din suflet urări de bine, de sănătate, din partea cele mai dulce ființe din viața dumneavoastră. Și este vorba despre mama, cea care cu ceva timp în urmă ne-a trimis la cea mai scumpă figuliță. Astăzi mama, având la sufletul ei de ființă scumpă, de cea care le-a dat viață a doi copii, o fiică și un fiu, nu face diferența niciodată, căci la sufletul ei, la inima ei de mamă, aceeași dragoste o împarte pentru doi oameni dragi, sufletul ei, copiii ei, fiul și fiica. Astăzi, Cătălin, omagiatul, cândva în complicele nostru, va fi surprins de echipa surpriză la tine acasă, cu emoțiile frumoase din partea mămicii trimise din Israel. Venim aici să-l surprindem alături de prietenii lui, care, din câte am observat noi, deja sunt adunați lângă sărbătoarea frumoasă, lângă sărbătoritul nostru, mai bine zis, și ne facem și noi prezența aici să-i spunem la mulți ani. Haideți cu noi! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Cătălin să ne trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Nu o să cânt mai mult, venim aici la un bărbat, la o adevărat bărbat ce face astăzi o frumoasă vârstă de 16 ani, deci nu o să te plictisesc eu cu cântec mai delungat, te salut cu drag. Cătălin, noi ne știm, cândva ai fost tu cel care ne-a așteptat la poartă, ne-ai condus până la ușa omagiatei, care era cândva, nu chiar mult timp în urmă, cred, surioara ta. Astăzi facem din tine surprins că ești sărbătorit. Dai o frumoasă sărbătoare, ai prieteni dragi care, chiar nu știu, mă bucur foarte mult că noi ați șoptit, vedeam că vă uitați pe stigart. Da, dacă l-ați ținut așezat acolo cu berea lângă el, ați făcut o treabă bună. E bine, deci uite, prietenii tăi s-au alăturat frumos lângă noi, fără să ne înțelegem, să-ți aducem o emoție frumoasă astăzi când tu ești omagiat. Are rost să te întreb din partea cui venim sau nu? La de-al mamă. Așa, uite, eu eram convins că întrebarea aceasta cumva o să răsune astăzi nu prea potrivită, că la sufletul tău știi foarte bine că este mama, cea ființă dragă care 2 ani de zile, din păcate, nu poate să vină acasă, având careva bariere în față, cele pe care voi le cunoașteți cu siguranță, dar uite, a apelat din nou la noi să facă parte dreaptă între copiii ei, să demonstreze încă o dată că dragostea ei de mamă întotdeauna a fost împărțită în egală măsură, 50 la 50, între cei mai scumpi și dragi sufletului ei. Avem unul la gară care face așa. Și azi mămica ne-a trimis cu drag spre tine să-ți spunem la mulți ani, să te felicităm și să simți că cumva sufletește mămica este aici lângă tine. Cu toate că ești tu bărbat, ești tu băiat, oricum dragostea de mamă și dorul de mamă nu are limite și fiecare bărbatul 50, 70, 80, mama în suflet rămâne întotdeauna ființa cea mai scumpă din viața asta. La mulți ani în partea mămicii tale. Tot bravo. Mămica ne-a rugat să ducem și un coș plin cu de toate, nu mai zic eu aici că avem o șampanie. Sunteți în minor, voi precis nu serviți al băuturi alcoolice. Așa, și eram sigură, adică ce îți spun, la mulți ani din suflet, mă facem glumă, să fii sănătos, de parte mămicii tale și acest coșuleț. E greu, serios? Dar eu cum l-am dus? Deci, având mămica un bărbat deja acasă, frumos, fericit, iubit de cei dragi, ai exclus astăzi florile. A vrut să te felicit cumva cu ceva mai deosebit. Eu din suflet ți-l în mână. Și uite, nu știu dacă a fost vreodată în activitatea mea de 3 ani de zile, de când fac surprize, să înmân ceva de genul și să nu fiu curioasă să deschidem, să vedem. Cred că aici curiozitatea la fel o să mă dea deasupra. Eu ți-l dau cu drag din partea mămicii tale, dar vreau din suflet. Păi, dar eu de ce spun? Eu ți-l dau, dar sunt curioasă să vedem împreună. Eu nu știu. Și-i legat de mie, tăci e posibil să rup pe mamă. Ai o brățară de partea mămicii tale, cu atâta drag, cu atâta dor și dragoste procurată pentru tine, să o porți cu drag, să-ți amintească, o pui chiar acum așa, pune-o să simți mămica lipită de tine astăzi. Nu știu dacă poți să te ajut. Nu prea.
E mică? Băiat care e mare. Nu dai unul cu acest. Sau așa e minut, ești mie pe zbașcă. Așa. Încă o dată la mulți ani, fii sănătos, fericit, apreciat și nu în ultimul rând să tipărești în sufletul tău că această ființă care poartă numele Mama merită totul și încă un pic. Să o apreciezi, să o iubești, să-i oferi tot ce merită această ființă mai scumpă din viața asta pe care alta nu o să o ai niciodată, indiferent că o să ai familia ta, o să apară oameni dragi în viața ta. Mama este acea persoană care nu poate fi înlocuită cu nimeni și nimic și niciodată în viața asta. Să o păstrezi la suflet, să ai grijă de ea și Bunul Dumnezeu să o ocrotească acolo departe, căci cu siguranță se află acolo pentru voi, pentru familie, pentru ea, pentru viitorul vostru. Să o așteptați, să o iubiți și, desigur, să pui la suflet tot ceea ce face ea și ceea ce se stăruie ea să vă ofere cu drag și dragoste pentru voi, copiii ei. Dacă ai și tu ceva să-i transmiți cu drag. Îi mulțumesc frumos. Nu uita de mine, dar nici nu era să uite. Să-i vezi tare, să o aștept acasă. Eu cred că mai faci tu o nebunie de asta să-i aduci aminte lui mama că acasă este băiat să-i uite, așa? Dar m-am făcut. Ai făcut, dar așa? Noi ne sunt zâna, azi reciproc. Bine, sănătate, seară frumoasă, să ai alături de prietenii dragi și desigur o salutăm și mămica cu drag, cred că undeva aici trebuie să ne urmărească, așa. Am înțeles că a făcut o nebunie să vă arăt că... Să nu-l uitați pe Cătălin, așa ne-a spus el. Seară frumoasă alături de cei dragi să ai. Я в глазах твоих увижу самый яркий свет. Знаешь, ничего дороже в этом